Lucrul neînțeles este paranormalul, umbre și mișcări neobișnuite ale obiectelor. Fenomene terifiante datorită necunoscutului. Femeia a observat zgârieturi pe corpul și fața copilei. Vrând să vadă ce a pățit fetița, aceasta a derulat înregistrarea de pe camera video din camera fiicei sale. Însă ce a observat a îngrozit-o. O figură bărbătească se deplasează prin cameră, mai apoi dispersându-se în aer. Femeia a apelat la ajutor specializat în paranormal, confirmându-i că locuința este bântuită de o entitate paranormală. După puțin timp, aceasta s-a mutat din casă. Videoclipul acesta este acompaniat de o poveste tulburătoare. Povestea se petrece într-un apartament în care locuiește o studentă. Într-o zi s-a trezit cu zgârieturi și vânătăi pe corp. Sunete ciudate putea auzi în camera sa indeșifrabile. Și urme de pași, deci nu era nimeni. Aceasta a încercat să fugă din apartament, însă spiritul are alte planuri cu ea. Putem observa cum femeia practic este hărțuită de spirit, nepermitându-i să părăsească clădirea. Alte detalii nu se cunosc, însă putem spune că este o experiență îngrozitoare. Spania este cunoscută pentru evenimentele paranormale, cum putem observa și acest videoclip, cum o entitate își face simțită prezența, într-un mod brutal. Así es como devora. Imagina la persona muerta. What the fuck? ¿Viste eso? Oh, what the fuck? Ven para acá, ven para acá. După cele întâmplate, au cerut detalii despre cabană unde erau cazate administratorului. Acesta spunându-le că și alți clienți au mai întâmpinat experiențe asemănătoare lor. În timp ce făcea un live pentru admiratorii săi pe o rețea de socializare, acesta a auzit sunete ciudate venind din curte. Împins de persoanele care îl urmăreau, acesta s-a dus să verifice, însă a surprins ceva ce nu se aștepta.
and show y'all that the bitch came from the in the back of my fucking yard. Spot nine. That's my backyard. I'm zooming in a little piece. This is the exact spot that I just. Acesta a surprins o umbră ciudată, asemănătoare cu Wendigo. O creatură mitologică care trăiește în păduri. O creatură hidoasă care se hrănește cu carnea umană. Un mit, desigur. O fotografie de pe Pinterest a atras toată atenția. Pinterest este un site de fotografii de toate felurile. Un grup de prieteni aflându-se la o petrecere au făcut mai multe fotografii. Însă dintre toate, una a atras toată curiozitatea. În partea stângă a femeii se poate observa un chip înnegurat de bărbat. Aceștia au spus că doar 6 persoane au pozat, neștiind de al 7-lea intrus.